Doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua a emisiunii. Pe zi ce trece există tot mai multe nemulțumiri privind partidele, privind politicile publice, dar și partidele. Și vorbim în principal de aceste politici publice promovate de actuala guvernare PSD-ALDE, în condițiile în care, după mișcările în stradă de iarna trecută, ale societății civile și protestele sindicale recente, a venit acum rândul partidelor de opoziție să preia ștafeta acțiunilor. Despre ultimele opinii și acțiuni ale Partidului Național Liberal stăm astăzi de vorbă cu domnul Călin Bota, președinte PNL Baia Mare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Poate că nu întâmplător am subliniat faptul că oamenii sunt încă nemulțumiți și de partidele politice, dar și despre aceste politici promovate de PSD-ALDE. Sigur că nemulțumirea este una care tinde să devină generală și totuși efectele pe care le va genera această nemulțumire ar trebui să se regăsească inclusiv în ceea ce înseamnă apropierea cetățenilor care sunt interesați de soarta colectivității din care fac parte, de soarta societății, să se implice în activitatea politică, pentru că într-o democrație lucrurile funcționează conform regulilor democratice, iar partidele politice vin în fața alegătorilor propunând soluții și așteptând să fie aleși de către cei pe care reușesc să-i convingă. Și cred că în acest moment culegem roadele unor politici dezastroase în ceea ce înseamnă selectarea oamenilor care să fie promovați pe listele de partid, atât pentru alegeri locale cât și pentru cele generale, motiv pentru care astăzi suntem într-o situație extrem de delicată în care România nu știm încotro se îndreaptă, sau cel puțin având în vedere modul în care s-a manifestat în plan legislativ actuala majoritate parlamentară, știm că nu ne îndreptăm în direcția care trebuie cu siguranță. În acest moment în Parlament există o coaliție formată din PSD plus ALDE, susținută de UDMR și grupul minorităților. În aceste condiții se mai poate vorbi, domnule Bota, despre opoziție parlamentară, dacă cei menționați pot decide orice, oricând și oricum? Sigur că foarte multă lume așteaptă ca opoziția să răstoarne proiectele de lege pe care le inițiază cei aflați la guvernare. În acest moment, lucrul acesta este aproape imposibil, indiferent de forța argumentelor pe care le are Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România sau altă formațiune politică care în acest moment face parte din Parlament, și mă refer aici inclusiv la PMP. Însă, suntem datori ca toate nemulțumirile și toate neajunsurile pe care le sesizăm în proiectele legislative supuse dezbaterii sau în actele normative emise de către guvern, respectiv ordonanțele de urgență sau ordonanțele de guvern, precum și celelalte acte administrative pe care le emite guvernul, în speță hotărârile și ordinele ministrilor, să fie cenzurate și să poată fi atacate la instanțele de contencios administrativ sau să se constate neconstituționalitatea lor de către Curtea Constituțională a României, pentru că acestea sunt în acest moment singurele instrumente reale pe care opoziția le are pentru a se putea lupta cu să se poată lupta cu această majoritate care în acest moment, din nefericire pentru România, duce un asalt continuu pe tot ceea ce înseamnă statul de drept, pe tot ceea ce înseamnă siguranța națională, pentru că atâta vreme cât încerc să demolezi instituții fundamentale într-o democrație, și mă refer aici la reducerea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, o serie de decizii și măsuri care vizează încetinirea ritmului de lucru la nivelul procuraturii, și mă refer aici și la parchetele generale și la Direcția Națională Anticorupție, mai mult încercând prin diverse mijloace să destabilizezi inclusiv această casta judecătorilor. Cred că românii n-ar trebui să stea departe de aceste lucruri, să încerce să se impună și să nu ne manifestăm doar prin a ieși în stradă în anumite locuri, ci implicit, implicându-ne în activitățile unor partide politice care considerăm că ne reprezintă în ceea ce înseamnă aspirațiile noastre și unde să putem să ne spunem cuvântul de o manieră care să poată face auzit și de către alți electorați, de către alți electori, de către alți cetățeni care în acest moment încă stau acasă. Și cred că trebuie să încercăm să conștientizăm oamenii că neimplicarea în aceste alegeri, în aceste decizii care se iau la nivel local, la nivel național, poate să conducă într-o asemenea direcție. Și să fim optimiști, poate fi și mai rău de atât.
Dată fiind lipsa de coeziune și diferența aceasta de opinii între partidele parlamentare aflate în opoziție, ce schimbări majore pot avea loc în actul legislativ și cel al guvernării în condițiile în care, pe lângă faptul că nu aveți o majoritate parlamentară, nu există la ora actuală niciun program liberal concret, o alternativă la oferta, să spunem, coaliție de la putere? Dacă vă referiți la un program de guvernare, sigur că în acest moment se lucrează, dar în același timp se lucrează la elaborare. Nu trebuia să fie deja gata? Am avut un program de guvernare, cel cu care ne-am prezentat în fața alegătorilor în 2016 la alegerile parlamentare. În acest moment să finalizez sau să vin în fața cetățenilor cu 2 ani înainte alegerilor cu un program de guvernare, mie mi se pare puțin nepotrivit și spun nepotrivit tocmai pentru că, așa cum am spus și într-o altă emisiune, având în vedere direcția în care se îndreaptă România, acel program de guvernare pe care l-ar elabora și l-ar fundamenta opoziția ar deveni caduc în câteva luni de zile, pentru că efectele dezastruoase pe care le generează actul guvernamental realizat astăzi de către un guvern care nu știe cum să-și mascheze incompetența, ne vor conduce într-o direcție în care acel plan de guvernare va trebui cu siguranță reactualizat și ajustat, astfel încât să găsim soluțiile pentru a remedia efectele pe care guvernarea slabă, spun eu, spre dezastruoasă le generează în fiecare zi. Urmărind demersurile realizate de dumneavoastră, de PNL mă refer și Uniunea Salvați România, se constată că există între cele două formațiuni puncte comune, dar și divergențe. Domnule Botta, considerați USR ca fiind un adversar politic redutabil și că viitoarele alegeri europarlamentare și locale e unul dintre motivele pentru care nu s-a realizat o alianță până în prezent? Sigur că opoziția ne va determina și dorința de a ajunge la o guvernare, la un moment dat, ne va determina să avem colaborări cu cât mai multe formațiuni politice, pentru că așa cum se prezintă zona politică astăzi, niciun partid politic nu va reuși să genereze o guvernare în care pe care să o poată conduce de unul singur în Parlament. Și sigur că există niște diferențe de opinie, diferențe de abordare pe diverse teme între noi și USR, dar nu cred că acest lucru este extrem de important. Este o specificitatea democrației, până la urmă, ca fiecare dintre noi să avem opinii, fiecare dintre noi să avem viziuni vis-a-vis de un anumit domeniu și modul în care trebuie să rezolvate anumite probleme, dar în același timp sunt și multe lucruri care ne apropie și cred că lucrurile fundamentale care generează o apropiere și o comuniune poate să genereze la un moment dat între noi, sunt cele legate de independența justiției, un element extrem de important pentru ceea ce înseamnă un stat de drept care vrea să-și continue parcursul european început în 2007. Discutați despre inițiative legislative. Partidul Național Liberal a depus în Parlament multe inițiative legislative, inclusiv cu influențe și efecte serioase pe ceea ce înseamnă zona economică. Sunt 5 inițiative, unele dintre ele vizează reducerea birocrației, unele vizează abrogarea TVA splitului, tocmai pentru că cel puțin pe această zonă s-a pornit cu mare tamtam de către fostul ministru al finanțelor publice, domnul Mișa, vorbind despre plata defalcată a TVA-ului, urmând ca în final să rămână doar o bucățică pentru 18.000 de contribuabili, dintre care 12.000 dintre ei se află în insolvență și tocmai fiind într-o situație delicată, le mai îngreune situația și lor și celorlalți parteneri cu care intră în relații comerciale până se va finaliza procedura respectivă prin ieșirea din insolvență sau prin declararea stării de faliment, tocmai prin dublarea operațiunilor pe care le-au de realizat. De asemenea, am depus inițiativă privind nediscriminarea asociațiilor și fundațiilor pe ceea ce înseamnă sponsorizările care pot să le acorde, începând cu luna aprilie, micro-întreprinderile. Mi se pare și mi se pare nouă ca fiind inacceptabil ca aceste sponsorizări pe care le alocă micro-întreprinderile, care mai trebuie să dea și o declarație anuală legată de beneficiarea acelor sponsorizări, să se limiteze doar la o anumită categorie a ONG-urilor, cele care au licențe pentru anumite servicii sociale pe care să le presteze. Cred că trebuie ca aceste lucruri să fie mult mai facile, trebuie să fie mult mai multă deschidere pe ceea ce înseamnă susținerea acestor activități, pentru că acolo sunt oameni care fiecare dorește să mai facă ceva pentru această societate, fără să ducă acasă, ci dimpotrivă, din timpul liber pe care l-au, își alocă foarte mult pentru realizarea unor activități prin care vin în sprijin unor oameni care chiar au nevoie de sprijin. De asemenea, am dorit ca
acea cotă din impozitul pe venit care poate fi alocată către diverse ONG-uri să fie majorată de la 2% din impozitul pe venit până la 3,5%, o chestiune extrem de importantă din punctul meu de vedere, care ar duce la o creștere a finanțării organizațiilor non-guvernamentale. Un alt proiect extrem de important vizează deducerea plății salariilor pentru zilele lucrătoare declarate ca sărbători legale din contribuțiile sociale pe care angajatorii trebuie să le plătească către bugetul de stat, iar aceste sume să se regăsească în declarația 112 privind plățile către bugetul de stat aferente veniturilor de natură salarială, tocmai pentru ca nici angajații și nici angajatorii să nu fie afectați de aceste măsuri care în ultima perioadă au dus la aceea că avem aproape 15 zile în medie nelucrătoare pe an datorită declarării anumitor date ca fiind sărbători legale. E vorba de aproape o lună întreagă în condițiile în care discutăm de 21 de zile lucrătoare în medie într-o lună, iar noi avem la nivelul unui an 15 zile lucrătoare declarate ca sărbători naționale sau de altă natură. Nu sunt ca multe, domnule Bota? Dacă mă întrebați pe mine, da, pentru că a sărbători și a da importanță unui anumit eveniment nu trebuie neapărat să declar ziua respectivă liberă, ci dimpotrivă. Și aș vrea să mă refer acum nu la ziua națională, care e normal să fie o zi liberă pentru toți cetățenii și să poată fi marcată la un nivel semnificativ, la aceea că știm că vine centenarul de 99 de ani. Și noi suntem și astăzi în situația în care niciuna dintre casele memoriale ale ctitorilor României Mari nu sunt nici măcar în faza inițială a lucrărilor de reabilitare, așa, astfel încât, odată cu aniversarea acestui centenar, să arătăm că nu am uitat de la cine avem ceea ce avem astăzi. Pe scena politică au apărut recent și două noi formațiuni cu orientări și platforme de centru stânga și centru dreapta. Considerați pro-România partidului Victor Ponta și mișcarea România împreună a lui Dacian Cioloș ca niște posibili alianți sau adversari, pornind de la doctrinele lor, bineînțeles, și manifestările lor publice? Ce am putea spune? În acest moment, adversarul Partidului Național Liberal este Partidul Social Democrat și cred că fiecare dintre aceste formațiuni politice pot la un moment dat și pe anumite proiecte să fie colaboratori ai Partidului Național Liberal, parteneri ai Partidului Național Liberal și, de ce nu, până la urmă, parteneri cu românii, pentru că despre asta discutăm până la urmă. Ce avem de făcut ca această țară să aibă un traseu așa cum cu toții aspirăm și, mai mult decât atât, să trecem peste ceea ce înseamnă orgoliile personale și ambițiile individuale legate de atingerea unor interese care n-au nicio legătură cu interesul național. Eu cred că fiecare dintre aceste partide poate să-și aducă aportul lor pe ceea ce înseamnă punerea României pe sensul și direcția de mers normală. PNL susține că PSD nu sprijină mediul de afaceri, acționând în mod tacit împotriva intereselor agenților economici. Sigur, am întâlnit agenți economici care se plâng că ei nu sunt sprijiniți absolut deloc. Dar oare nu a fost un ajutor major pentru aceștia trecerea obligațiilor sociale de pe angajat, de pe angajator și pe angajat? Această măsură a fost una extrem de perversă. Sigur că în cea mai mare parte a angajatorilor lucrurile s-au ameliorat și lucrurile au ajuns de maniera în care venitul net al salariaților să nu fie sub cel realizat anul trecut. Însă nimeni nu a putut să oblige pe nimeni ca aceste venituri nete să rămână așa, cu atât mai mult cu cât Partidul Național Liberal a propus un amendament la modificarea codului fiscal, în care a solicitat ca orice modificare a contribuțiilor sociale reglementate de prezenta lege, respectiv de codul fiscal, să nu poată fi, să nu fie în măsură să genereze un venit net mai mic decât cel avut la 31 decembrie anului 2017. Un amendament care a fost respins de către majoritatea parlamentară, motiv pentru care astăzi avem aceste situații speciale și cutremurătoare, până la urmă, pot să spui, în sistemul sanitar, în care o parte a salariaților, ne referim la brancardieri, la asistente, aici e sectorul bugetar. E un sector bugetar și tocmai că într-un sector bugetar reglementat, în care doamna Olguța Vasilescu clama
cu Având Proletar începând cu iulie 2017, că nimeni nu va avea un venit mai mic decât cel realizat până la finalul anului 2017, lucrurile se întâmplă cu totul și cu totul da, altfel. Pentru că mai mult s-au creat niște diferențe majore, acesta. Pentru că într-un spital, ca și până la urmă în oricare entitate care produce ceva, care generează niște beneficii pentru societate, se lucrează în echipă. Într-o echipă în care sunt niște oameni nemulțumiți și frustrați, echipa aceea nu mai e completă, echipa aceea nu mai are o direcție de mers, echipa aceea e doar pe jumătate. Domnul e ca director și cum le avea pe Van Basten atacant și fundaș un jucător din Liga 3-a. Domnul director Areșpop sublinia ieri o realitate că nu poate avea un medic de la spitalul din Borșa sau Vișeu un salariu la fel sau un... Da, un salariu, la fel ca și un doctor de la un alt institut important din țară. Da, sunt de acord cu lucrurile acestea. Spitalele sunt clasificate pe anumite categorii. Iertați-mă, dar cine reglementează lucrurile acestea? Ministerul Muncii și cu Ministerul Sănătății. Trebuia să se întâlnească, să discute, să le așeze pe un plan, să vadă care sunt efectele, că până la urmă aceasta este munca unuia care guvernează. Dumneavoastră ne-ați putea spune ce taxă și impozite mai plătește astăzi un agent economic și cui, raportat la anii anteriori? La ce vă referiți? Taxe și impozite pe veniturile de natură toate salarială? Taxele. Dacă avem TVA, avem impozit, raportat la anii trecuți, e mai bine, e mai rău pentru agenți economici? Cum e? Acum, eu ce pot să vă spun? Numărul de plăți nu e deloc mai mic. Dacă anul trecut pentru salarii făceam două plăți, un buget de stat și un buget al asigurării sociale, impozitul pe vechi... Vreau să fac o comparație, să înțelegem. Astăzi se fac trei plăți. Deci, în loc de două plăți, astăzi se fac trei. Sigur, sumele au suferit unele ajustări. Sunt un pic mai mici contribuțiile sociale față de cele plătite în anii anteriori. Însă, știți ce se întâmplă? Nu cred că au luat în calcul ce aflați astăzi la guvernare toate efectele pe care le vor genera aceste schimbări. Până la urmă se puteau realiza aceste creșteri de venituri și aceste ajustări ale contribuțiilor sociale de o manieră care să nu creeze aceste cutremure, pot să spun, în administrațiile locale. Pentru că bugetele asigurărilor sociale, vom vedea la finalul acestui an cât va fi deficitul care va trebui acoperit prin transferul de la bugetul de stat, care erau în anii trecuți câteva miliarde bune de lei, și vom vedea în ce manieră vor reuși să echilibreze bugetele locale până la finalul acestui an, pentru că sunt comunități în județul Maramureș care nu au cum să-și ducă activitatea până la finalul anului cu acoperirea tuturor cheltuielor de funcționare. Deci eu cred că în acest an, oricât am brava, oricât am declarat că am făcut lucruri formidabile, bugetul României merge așa pe un fir foarte subțire. După ieșirea vehementă a președintelui Iohannis, liderii PNL susțin afirmațiile acestuia, cerând și ei demisia premierului Dăncilă. Care sunt, de fapt, argumentele acestei solicitări? Ce îi se reproșează doamnei Dăncilă și ce reproșați alianței PSD și ALDE? Alianța PSD-ALDE, din păcate, dincolo de faptul că în România fac foarte multe năzbâtii, inclusiv în plan extern, nu au nicio idee despre ceea ce înseamnă politica externă. Sigur, acum putem să ne raportăm și la Constituția României și trebuie să facem acest lucru și la decizia Curții Constituționale 784 din 2012, care a precizat fără echivoc faptul că politica externă este condusă și coordonată de către președintele statului român, iar guvernul, pe zona Ministerului de Externe, nu este altceva decât un organism care va pune în operă politica președintelui, politica României, de fapt, pentru că el este în măsură și singurul care reprezintă statul român în relațiile externe. Și cred că domnilor lor uită foarte multe lucruri, că atunci când iei o decizie, cum ar fi cea legată de mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, trebuie să te documentezi foarte bine pe ceea ce înseamnă acea măsură, pentru că, sigur, nu sunt un specialist în politică externă, am discutat și eu cu câțiva oameni care se pricep și au niște antene foarte bune, zonele care chiar contează în acest sens, și nu poți să faci astfel de mișcări așa ad hoc.
te duci până în Israel, tu ca președinte al Camerei Deputaților, ai stabilit, ai venit acasă, ai dat un telefon unei doamne care nu răspunde altor telefoane decât cele pe care îi le dai tu și ai stabilit, doamne, de luna viitoare ne mutăm de la Tel Aviv la Ierusalim. Uităm că avem niște relații pe care trebuie să le îmbunătățim cu o mulțime de parteneri în Orientul Mijlociu. Uităm că avem niște relații pe care, în baza, care sunt consolidate tocmai pe acele relații bunicele pe care le-am avut în zona respectivă și că în acest moment suntem cel mai avansat pilon NATO în această zonă. Iar toate aceste mișcări, toate aceste instabilități pe relațiile externe pot genera niște efecte pe care greu le vom putea anticipa. Și nu cred că e cazul să marșăm și noi pe o politică externă de genul celei pe care o promovează Viktor Orban în Ungaria sau nici măcar pe cea a polonezilor, pentru că totuși nu suntem Polonia. Da. Am fi putut fi dacă am fi valorificat aceste creșteri economice din ultimii 2 ani de o altă manieră și am fi avut speranța ca în circa 10 ani să ne apropiem de ceea ce înseamnă Polonia astăzi sub aspect economic. Și atunci probabil că am fi putut face și alte jocuri. Dar astăzi lucrurile sunt puțin mai delicate. Anul viitor, România urmează să preia președinția Uniunii Europene, o demnitate publică majoră care implică o persoană de excepție. Vreau să ne spuneți, are PNL un asemenea om care poate prelua funcția menționată? Și aș vrea să vă rog să comentați opțiunea potrivită căreia domnul Cristian Diaconescu ar putea fi persoana cea mai potrivită pentru demnitatea în cauză. Sigur, dânsul are și o nume experiență, dar vă rog să comentați. Nu pot să spun foarte multe lucruri despre domnul Cristian Diaconescu, îl cunosc destul de puțin, dar eu cred că România... A fost și în Maramureș, dar nu numai atunci. A fost și în Maramureș, adică pe vremea când era reprezentantul PSD-ului, Știu. Deci îl știu mai mult de la televizor și de aceea nu pot să mă manifest foarte mult. Sigur, are un discurs elegant, are o poziție, cel puțin în raporturile de relații externe. Eu, un fiind cunoscător al tuturor acestor elemente, dar nu știu dacă va reuși să închidă din punct de vedere al susținerii, să închidă această ecuație de maniera în care să aibă susținerea pentru a ocupa funcția respectivă. Eu cred că România are oameni inteligenți, are oameni pregătiți și oameni cu capacitatea de a se manifesta la un astfel de nivel. Doar că aceștia trebuie susținuți, trebuie căutați și trebuie educați de maniera respectivă, pentru că în momentul în care sunt afectați de metehnele politicii dâmbovițene, lucrurile încep să curgă într-o altă direcție decât cea pe care România ar trebui să se manifeste și să se îndrepte. Domnule Călin Bota, pe plan local, mai aveți critici, mai aveți războaie în Consiliul Județean, critici, chiar între PSD-PNL? Sunt și critici, evident. În Consiliul Județean am avut câteva luări de poziții local, destul chiar... de... Eu n-aș spune acide, ci... severe vis-a-vis de modul de manifestare al actualei administrații, modul de conducere al actualei administrații județene. Vă referiți la acea găletuță cu nisip, care poate găletuțe... uneau privit așa. E vorba de faptul că s-a semnalat atunci în acea ședință a Consiliului Județean o disfuncție, o chestiune anormală care s-a petrecut pe ceea ce înseamnă administrarea drumurilor județene și care a fost privită cu totul și cu totul diferit decât ar fi trebuit să o facă de către președintele Consiliului Județean. Eu cred că domnia sa trebuie să accepte faptul că sunt disfuncții într-o administrație, doar cei care muncesc pot să greșească și putea să ia măsurile necesare, fără să încerce să se ascundă în spatele nerealizărilor nu știu cui, pentru că e o politică pe care PSD-ul încearcă să o manifeste, să o dezvolte în acest moment la nivel național, aceea de a căuta vinovați pentru toate nerealizările lor în rândul opoziției. Bine, atunci eu, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Atunci când nu județean se întâmplă niște lucruri așa cum trebuie, să iau măsurile de rigoare, pentru că președintele Consiliului Județean coordonează inclusiv activitatea celor companii care sunt în subordinea Consiliului Județean. Și așa cum pentru niște disfuncții care s-au manifestat la nivelul unui serviciu public, cum este Direcția Generală de Protecție a Copilului, s-a venit în Consiliul Județean și a fost prezentate acele probleme, putea domnia sa să fie primul, înainte să adreseze acea întrebare, care să semnaleze acea disfuncție și să ne spună și măsurile pe care le-a luat, pentru că au fost 4 zile de când ea a fost semnalată și am avut noi acea ședință a Consiliului Județean. Sunt multe disfuncții care se întâmplă. Sigur, am întrebări legate de faptul că... Aeroport. Aeroportul este o problemă. Sigur, eu aici spun că până la urmă este vorba de o incapacitate gravă a Consiliului Județean și a Guvernului de a asigura
cadrul legal pentru, și nici nu cadrul legal, voința politică și administrativă de a transfera acel teren necesar închiderii perimetrului aeroportului. Problema SMID-ului e o problemă extrem de delicată și sigur aici eu sunt bucuros că domnul profesor Păunescu la ultima ședință a Consiliului Județean ne-a încurajat și a spus că vom avea soluții bune, dar serioase terenul și necostisitoare. Dar terenul la vale, după cum semnalează o parte a presei. Terenul va lua la vale până se vor pune în operă toate acele soluții. Le vom avea și nu cred că acum e cazul să ne grăbim foarte mult, să sperăm că lucrurile nu vor avansa foarte mult. Problema cea mai gravă, din punctul meu de vedere, e aceea că foarte multe documentații pentru licitații în vederea realizării unor obiective publice de interes județean au fost retrase de la DPSAP în vederea ajustărilor, în condițiile în care au fost transmise către operatorul informatic pentru a fi postate pe SEAP în cursul acestui an, uitându-se că în luna ianuarie a fost emisă o hotărâre de guvern care viza anumite modificări în planul achizițiilor publice și modificarea anumitor contracte legate de realizarea lucrărilor Domnule publice. Domnule Bota, aceasta mi se pare o chestiune a gravă. A pus cineva în discuție care faptul s-a lăsat că... în aer și n-a dat nimeni nicio explicație. A pus cineva în discuție faptul că acest proiect SMID aduce acum cheltuieli în plus și nu cheltuieli micuțe, cheltuieli majore pentru județul Maramureș. A fost un președinte, Zamfir Ciceo, a fost un președinte, Mircea Man. Cine va răspunde pentru faptul că acel proiect s-a făcut acolo și poate nu era alegerea cea mai potrivită, cum spun specialiștii din domeniu? Eu spun să așteptăm soluțiile pe care le nu, va da. Nu, răspundeți la întrebare, nu așteptăm. Așteptăm și soluțiile după aceea. Eu spun că acele cineva soluții... Cineva trebuie să fie în caz la răspundere, cineva va lua categoric, atitudine dar în Consiliul Județean, chiar și din partea dumneavoastră? Problemele, așa cum le-a prezentat și domnul Păunescu, provin din acele documentații care au fost întocmite într-un mod neprofesionist de către anumiți operatori economici sau experți care au făcut studiile de teren. Dacă ați ascultat... Va fi tras cineva la răspundere, domnule Bota? Va lua cineva atitudine din partea grupului liberal în acest sens? Eu cred că da. Dar acum să vedem exact soluția, pentru că din punctul meu de vedere, finalizarea acestui proiect SMID, finalizarea SMID-ului este extrem de importantă pentru județul Maramureș. Pentru niciuna dintre formațiunile politice și pentru niciun locuitor al județului Maramureș nu va fi o încântare și nu va avea vreun beneficiu dacă acest proiect se finalizează prin neimplementarea lui. Dar deja nu credeți că cineva trebuia să răspundă pentru aceste aspecte? Pentru faptul că acel teren cineva a dat niște semnături? Din punctul meu de vedere, studiile care s-au făcut pentru acel teren înainte de începerea lucrărilor de construcții trebuia să fie acoperitoare. Pentru că eu am mai văzut astfel de lucrări într-o altă poziție când eram, în care un individ, un expert îmi spunea că o construcție este sigură, iar peste 3 ani venea și spunea că riscul este major să se surpe și să moară copiii. Și am spus, domnule, dar de ce? De ce acum 3 ani? Pentru că astea au durata de viață minimă de amortizare 40 până la 60, iar studiile spun că au durata de viață unei construcții între 90 și 100 de ani. Ce va opri, domnul expert, să spuneți acum 3 ani chestiunea asta? Păi atunci n-am putut să dau o gaură în peretă, că erau copii. Și astăzi nu sunt tot acolo? Da, vă aștept deci, încă la viitoare emisiune, să poate chiar cu reprezentanții. Și mai am, dacă îmi dați voie, mai este o problemă extrem de importantă în acest moment. Se discută foarte mult despre investițiile pe drumul Nordului. Eu cred că președintele Consiliului Județean și Guvernul României ar trebui să privească aceste investiții la modul foarte serios, și anume să nu blocheze posibilitățile de dezvoltare a comunităților locale aflate pe traseul acestor drumuri, pentru că sunt foarte multe comunități acolo care nu au proiecte de dezvoltare legate de realizarea lucrărilor pentru alimentare cu apă și canalizare, lucrări de investiții care sunt blocate pentru următorii 10 ani. Și discutăm aici despre Arimici, discutăm despre Gârdani, discutăm, fără că așa își va termina. Mai sunt câteva, astea trei sunt foarte clare și precise. Nu au aceste lucrări, doresc să le facă și nu le acordă nimeni finanțare, pentru că cel puțin traversările pentru această lucrare importantă pentru județ să fie făcute acum odată cu lucrările de reabilitare acestui traseu, iar ulterior să se poată face conexiunile și celelalte lucrări necesare extinderii rețelelor. Mulțumesc, domnule Bota, pentru participarea la emisiune. Vă aștept într-o viitoare emisiune, poate chiar și cu alți colegi consilieri județeni pe probleme strict ale județului. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună să aveți, la revedere!